Medicul urgentist sucevean Tiberius Brădățean a revenit în conducerea Ministerului Sănătății, fiind numit de premierul Nicolae Ciucă în funcția de secretar de stat. Biroul permanent județean al PSD Suceava a votat în ultima ședință a anului trecut ca Tiberius Brădățean să fie propunerea organizației sucevene pentru a ocupa această poziție guvernamentală. Tiberius Brădățean este medic primar în medicina de urgență. A fost subsecretar de stat și apoi secretar de stat în Ministerul Sănătății în guvernarea PSD în perioada 2016-2019, iar până în mandatul 2012-2016 a fost director medical al Spitalului Județean de Urgență Suceava.